Bună! Astăzi v-am pregătit un machiaj natural foarte feminin pe care îl puteți purta în orice moment al zilei, dar mai ales la o întâlnire cu prietenele. Sunteți gata? Începeți cu o bază pe care o folosiți de obicei pentru machiaj. Apoi aplicați o primă culoare naturală în pliul ploapei. Alina începe mereu cu o nuanță foarte plăcută din paleta Naked de la Urban Decay. Intensificați apoi privirea cu fardul de ploape BAC din aceeași paletă minunată Naked, de la Urban Decay. Blenduiți totul cu răbdare, începând din colțul exterior al ochiului către interior. Pentru a da luminozitate privirii, întotdeauna folosim un fard deschis la culoare. Mie îmi place foarte mult fardul strălucitor de la Urban Decay. Sprâncenele sunt mereu foarte importante pentru un machiaj reușit. Poți sublinia și mai mult linia lor folosind creionul tău preferat pentru sprâncene. Noi am folosit Melchior. Folosim un iluminator pentru a da și mai multă luminozitate arcade. Pe interiorul ploapei inferioare folosim un creion alb pentru a face privirea să pară mai strălucitoare și mai fresh. Adăugăm anticearcănul preferat pentru a completa machiajul. Dacă vă place ceea ce vedeți, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a fi mereu la curent cu toate noutățile. Fixăm întregul machiaj cu pudra preferată pentru a obține un look omogen și mat. Obrajii frumos conturați sunt foarte importanți pentru că altfel am arăta palide. Noi am folosit fardul de obraz într-o nuanță de roz plăcut de la MAC. Aplicați fardul de obraz cu o mișcare ascendentă și nu uitați să simțiți mai întâi oasele pomenților pentru a nu-l aplica mai jos decât trebuie. Apoi iluminăm celelalte părți esențiale ale feței: pomenții, fruntea, nasul și partea de deasupra buzei superioare. Rimelul este deosebit de important pentru a sublinia și mai bine privirea. Îl aplicăm cu răbdare în 2-3 straturi. Apoi nu vă rămâne altceva de făcut decât să aplicați un ruj foarte fresh într-o nuanță de roz pentru a da și mai multă prospețime întregului look. Puteți folosi și un gloss deasupra pentru un plus de strălucire. Cam asta a fost pentru azi. E unul dintre stilurile de machiaj pe care le prefer și se pare că și lui Atos îi place. Vă aștept cu drag tot aici cu următoarele tutoriale. Zi minunată și întâlnire plăcută cu prietenele! Mua! Bună, dragii mei! Astăzi m-am pregătit împreună cu hairstylistul meu, George Soare, o coafură care se realizează extrem de rapid folosind o bentiță, o perie pentru tapat, agrafe și fixativ.